Vânzarea termocentralei Mintia a stârnit numeroase critici și nemulțumiri în rândul hunedorenilor și nu numai, ea fiind un pol strategic energetic important pentru România. Statul român a vândut colosul industrial unor investitori privați străini. Acest lucru însă îl nemulțumește pe administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, care este de părere că ne vindem prea ușor țara. Pot fi catalogat că sunt naționalist. Dacă e să fiu făcut naționalist pentru lucrul ăsta, sunt. Adică, până la urmă, toată și-au găsit niște cumpărători, au venit străini care au luat. Dar eu vă spun așa, adică, Consiliul Județean prin Laurențiu Nistor și înainte de campanie electorală și după ce a ieșit președinte, a vrut ca statul român, guvernul României să dea Consiliul Județean termocentrala Mintia. Unii spun, doamne, Consiliul Județean nu avea ce face cu termocentrala Mintia. Aduceam faliment. Deocamdată nu pot să-mi spui mie că o aducea Consiliul Județean în faliment, că tot aici ajungea, dacă n-am fost în situația în care... Lasă-mă să încerc. Dar totuși, care este afacerea statului român? Investesc 180 de milioane de euro pentru retehnologizarea Mintiei și o vând cu 90 de milioane de euro. Ce bucurie, ce afacere a făcut ministrul energiei cu a vândut cu 90 de milioane și a găsit investitori străini. Păi dacă era Consiliul Județean, de ce nu a lăsat? Și rămâneau și cei 190 de milioane, cât și investiția toată era, sau Mintia era statului român. Până la urmă este bine că a luat-o și, dar nu putea să fie a noastră, a românilor. Suntem învățați să dăm foarte repede și să vindem tot ceea ce au făcut înaintașii noștri. Ne vindem prea ușor țara? Da, așa este. Indiferent, eu sunt român, sunt european, dar înainte de a fi european, sunt român.